Continuăm emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnișoara Ionela Dobrică. Este, așa cum bine știți, președintele ales al organizației de tinereta PSD, organizația județeană, și s-a înscris și în cursa pentru alegerile parlamentare. Aș vrea să mai vorbim puțin despre proiectele TSD, pentru că mi-a spus că ați făcut acel grup Cred în Buzău, care deja este în acțiune, grupul de voluntari, și ajută acolo unde este nevoie. Spuneți-mi ce alte proiecte mai aveți. Da, aș vrea să fac o precizare. M-am înscris în cursa internă din PSD pentru alegerile parlamentare. Da, până vineri, când vom afla care este rezultatul final. Puteți repeta întrebarea, vă rog? Dacă... Ce proiecte mai aveți în calitate de președinte ales al TSD Buzău? V-am zis că noi, TSD-iștii, avem o mare responsabilitate, aceea de a menține organizația deschisă către toți tinerii din Buzău. Și aici nu ne referim doar la cei care vor să se implice politic, ci și la tinerii neimplicați politic, la elevi, la studenți, la voluntari, la membrii asociațiilor. Cel mai important lucru este ca noi să ne aducem alături cât mai mulți tineri de valoare lângă cei pe care îi avem deja, pentru că așa vom crește și încrederea populației în ceea ce înseamnă organizația TSD și PSD mai departe. Plus de asta, noi, TSD-iștii, suntem generația care va urma la conducerea Partidului Social Democrat, pentru că asta e cursul firesc al lucrurilor. Avem exemple ca și, nu știu, Romeo Lungu, Adrian Petre, ei au fost în TSD, iar cu timpul au evoluat, cum este și normal, și acum sunt vicepreședinți în cadrul Consiliului Județean din partea PSD. V-am spus, ne dorim să avem o organizație deschisă, să atragem cât mai mulți tineri de valoare alături de noi, să promovăm cât mai mulți tineri în funcțiile politice, și aici mă refer la susținerea lor pe listele de candidaturi. Dacă la alegerile din iunie am avut aproape 50 de aleși locali pe listele PSD, îmi doresc ca la următoarele alegeri să poate chiar să dublăm acest număr, pentru că avem tineri competenți, tineri de valoare, care ar putea să reprezinte cetățenii comunității în care trăiesc, în Consiliul Local, în Consiliul Municipal, în Consiliul Județean, și pot fi chiar și primari. Astfel încât să aveți și putere la un moment dat să rezolvați toate aceste probleme pe care vi le semnalează telespectatorii. Exact. Și mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! A renunțat între timp. O să rugăm pe domn sau pe doamna care ne-a sunat să revină. S-a lansat și programul de guvernare al PSD. Care ar fi principalele măsuri? S-a lansat, într-adevăr, s-a propus și un proiect de lege prin care privește reducerea 102 taxe fiscale, taxe nefiscale, mă scuzați. Într-adevăr, avem un program de guvernare și aici mă refer la, pot să vă spun, despre principalele măsuri pentru creșterea veniturilor unei familii. Spre exemplu, în programul pe care PSD îl propune pentru următorii 4 ani, se prevede ca pentru familiile cu venituri sub 5.000 de lei pe lună, deducerile să fie de la 1 ianuarie 2018 de 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil. Pentru familiile cu venituri între 5.000 și 10.000 de lei, acestea să fie de 1.200 de lei. Dar ceea ce este și mai important este că aceste deduceri sunt condiționate de numărul de absențe pe care copiii le au de la școală. Astfel încât îi motivați să meargă la școală. Îi încurajăm să meargă la școală. Educația este foarte importantă și este cea mai bună investiție în viitor pentru o societate. O să continuăm să vorbim despre aceste măsuri, dar mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara, toată aprecierea, doamnă, pentru emisiunea bună pe care o faceți. Vă mulțumesc. Iar pentru domnișoara Dobrică, îi apreciez elanul și tinereța și forța cu care a intrat să muncească. Și am apreciat-o foarte mult că a făcut o comisie cu care a venit în jurul blocului ca să facă curățenie. Eu o întreb pe domnișoara așa și aș vrea ca să ia inițiativa cu tinerețea pe care o are. Nu e corect ca să se strice spațiul verde din fața blocului și sunt în fața geamurilor trase mașini. Dacă poate, să, acolo la blocurile unde sunt mașini, să fie date la o parte, să nu mai fie parcare de mașini chiar în geamul blocului de la parter. Eu zic că nu este corect. Cu tinerețea dumneai ei, să ia inițiativa asta, domnule, să facă spațiile verzi, cum era o dată.
Eu vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumim și noi. O seară frumoasă. Vă doresc în continuare. Vă mulțumim, doamnă. Într-adevăr, noi am promovat întotdeauna, cel puțin organizația de tineret, am promovat acțiunile de ecologizare, acțiunile de încurajare a măririi spațiului verde din oraș și nu numai. Am participat la campania națională, Ziua Națională a Curățeniei Let's Do It Romania, unde am mers și am ecologizat o parte din Parcul Crâng. Și nu aceea la vedere, care pare foarte, care e foarte curată și îngrijită, ci zona Parcului Crâng, unde oamenii consideră că trebuie să ducă să-și arunce gunoaiele, unde oamenii consideră că trebuie să ducă să-și arunce cutiile de suc, sticlele pe care nu le mai folosesc și le este greu să le pună într-un coș de gunoi. Am încurajat, v-am zis, dintotdeauna astfel de proiecte și nu sunt singurele la care vom participa și vom participa în continuare. Bun, să revenim la măsurile de guvernare. Înțeleg că îi ajutați pe părinții care au copii și îi și motivați să-i susțină la școală și de asemenea elevilor le spuneți că ar fi bine să nu lipsească de la cursuri pentru că și familia lor va avea de suferit. Alte măsuri pe care PSD-ul și le propune? Spre exemplu, pentru persoanele care își găsesc de lucru la mai mult de 50 de kilometri de domiciliu, vom propune o plată a 75% din cheltuieli în ceea ce privește chiria și utilitățile, în limita 900 de lei, aceste cheltuieli fiind, pentru cei care, v-am zis, își găsesc de lucru la 50 de kilometri mai departe decât domiciliul. Pentru că, în general, să suporți o navetă te costă destul de mult și la fel cum te costă și să suporți o chirie și consider la un moment, încep să renunți la un loc de muncă pentru că nu rentează. Cu banii pe care i-ai dat pe chirie sau pe deplasarea zilnică, nu ai mai rămâne cu nimic. Și încercăm astfel să reducem discrepanțele dintre zone. Sunt județe unde este nevoie de forță de muncă și județe unde este forță de muncă și nu sunt locuri de muncă. Astfel, o persoană care ar locui în Buzău și ar găsi de lucru, nu știu, la Timișoara, la Brașov, undeva mai departe, ar putea fi susținută să continue pe acel drum. Da, interesantă măsură. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Și vă rog să dați și televizorul mai încet, astfel încât să ne auzim în timp real. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. O întrebare aș vrea să-i spun domnișoara Dobrică, Ionela Dobrică. Bună seara. Întrebarea mea, domnișoara Ionela Dobrică, lucrează muncește pe un salariu minim pe economie? Văd că vorbește foarte, foarte, foarte bine, dar nu cred că e în legătură cu ce să petreci în oraș. Bun. Domnișoara Ionela Dobrică este președinte al organizației de tineret, se ocupă de problemele tinerilor deocamdată. Referitor la salariul pe care dânsa îl are, o să o lăsăm să vă răspundă. O altă întrebare mai aveți? Nu, asta mă interesează. Bun. Văd că e bine informată, dar gândește foarte departe la ceea ce spune domnișoara. Ceea ce vrea să facă sau ceea ce gândește domnișoara să facă. Bun. După cum ați precizat, într-adevăr sunt președintele TSD și mă axez în mare parte pe problemele tinerilor. Vorbesc despre salariul minim pe economie pentru că, în general, tinerii, la început de drum, primesc salariul minim pe economie. Dacă ei au acum 1250 de lei, vă spun cazuri concrete, vă spun cazuri ale colegilor cu care am făcut facultatea și care s-au chinuit să se întrețină din salariul minim pe economie, pentru că indiferent ce facultate ai terminat, eu am terminat facultatea de construcții, unde m-am chinuit, am muncit 4 ani ca să terminăm, să-mi iau o diplomă de licență, la fel ca și colegii mei. Și după facultate, salariul era minim pe economie, iar ei s-au chinuit să se întrețină. Vorbesc despre salariul minim pe economie pentru că el, în general, este acordat tinerilor, celor la început de drum fără experiență. Bun, îi mulțumim domnului de mai devreme pentru întrebare. Sper că a fost un răspuns pe măsura așteptărilor. Dar vorbeam cu domnișoara Dobrică despre programul de guvernare al PSD.
nu al TSD, al PSD, și este doar un liant acum între cei care și-ar dori să guverneze România și dumneavoastră, telespectatorii. Ceea ce spune nu face parte din ceea ce și-ar dori să facă personal în calitate de președinte TSD. Este adevărat, da? Da. Sunteți acum purtător de cuvânt. Acum, da, încerc să transmitem mesajul, pentru că, de fapt, principala problemă a neimplicării tinerilor în politică este că mesajul nu ajunge la ei. Ei nu consideră că dacă vor scrie pe Facebook, dacă participă la o dezbatere, dacă transmit dacă merg într-o audiență la parlamentarul pe care l-au votat, că până la urmă orice cetățean are dreptul să meargă în audiență și să-i expună problemele lui parlamentarului pe care l-a votat, consideră că nu va fi luată în considerare opinia lor. Ceea ce vrem noi tinerii să facem este să păstrăm această legătură, să luăm mesajele de la societate și să le transmitem clasei politice. Poate că în momentul în care vor începe și problemele acelor oameni să fie rezolvate, atunci credibilitatea va fi una mult mai mare a dumneavoastră și a exact. Celor care susțineți că vreți să ajutați. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș dori să pun și o întrebare, domnișoare. Domnișoară, cum susțineți un angajat din Buzău deplasat în Timișoara? Cu ce îl susțineți dumneavoastră? V-am spus despre o măsură propusă în planul de guvernare al PSD, prin care 75% din cheltuielile generate de chirie și utilități să fie susținute de către bugetul de stat. Este un proiect care urmează să fie implementat în guvernul PSD. Da, asta e minciună, asta nicăieri în lume nu e așa ceva, eu vă spun drept. Vă spun că este o propunere bazată pe calcule cu un impact bugetar studiat. Hai să fim serioși. Da, se pare că banii vin din bugetul de stat. Conform spuselor, vă mulțumim pentru intervenție. Sunt măsuri care chiar pot fi puse în aplicare sau, așa cum spune domnul, dacă nu se întâmplă nicăieri în lume, nu vom vedea nici noi? Probabil că toți cei care ne privesc acum, sau să nu generalizăm, unii dintre telespectatori se gândesc că sunt doar promisiuni pentru că tot se apropie alegerile parlamentare și că apoi veți uita definitiv dumneavoastră și cei din PSD de toate aceste măsuri care vin în ajutorul anumitor categorii sociale. Cred că la fel se gândeau și când Victor Ponta spunea că va face TVA-ul pentru alimente 9%. Și uitați că iese TVA-ul pentru alimente 9%. Și efectele acelei măsuri, credeți că se văd? Nu prea se văd. Se văd în buzunarele oamenilor. Sunt oameni pentru care contează fiecare ban. La fel cum vorbeau și despre creșterea salariilor medicilor rezidenți și a profesorilor debutanți. Acest lucru s-a întâmplat. La fel cum a fost și măsura din timpul guvernului Ponta, ministrului Bănicioiu, cu scăderea prețului la medicamente. Sunt lucruri care s-au concretizat. PSD nu a vorbit doar despre, niște planuri ipotetice și ne uităm pe datele. De când ne uităm la guvernele României, în guvernele PSD și în guvernul Tăriceanu, România a avut creștere economică. În celelalte guverne, România a avut scădere. Bun. S-a explicat însă că ar putea fi acele creșteri economice din guvernele Ponta și Tăriceanu datorate tocmai măsurilor pe care celelalte guverne le-au luat. Nu cred. Ca să ai creștere economică trebuie să încurajezi consumul. Cum poți tu să încurajezi consumul dacă tu, guvernul Boc, tai salariile oamenilor? Dacă tai pensiile, cum poți să faci lucrul acesta? Măsurile de genul acesta care tind să crească veniturile în familie încurajează consumul și produc o creștere economică. Deci credeți și garantați dumneavoastră pentru toate aceste măsuri pe care PSD-ul le propune. Da. Bun, o altă măsură, aș vrea să mai știu una dintre măsurile pe care dumneavoastră ați vrea să le comunicați celor care ne urmăresc. Spre exemplu, una dintre măsurile fiscale pentru tineri, pentru că urmează să fie lansată și partea în care privește strict tinerii din partea de guvernare a PSD, este că se vor acorda împrumuturi un credit de până la 40.000 de lei pentru tinerii până în 26 de ani, care urmează o școală profesională, care sunt studenți sau angajați, și acest credit va putea fi folosit pentru un avans de casă, pentru
cursuri pentru chirii, iar el va fi cu dobândă subvenționată integral de către stat și cu garantarea 80% a creditului. Bun, sunt măsuri care, dacă ar deveni realitate, probabil că ar ajuta. Până în momentul în care însă vom vedea dacă sunt sau nu aplicate, va mai trece mult timp. Pentru perioada următoare, înțeleg că sunteți ocupată mai mult dumneavoastră și organizația de tineret cu pregătirea campaniei electorale. Și, așa cum spuneam, pentru că au venit foarte multe mesaje de neîncredere, ar trebui să vă implicați foarte mult în a-i convinge pe oameni, pe tineri, în primul rând, că meritați votul și că toți cei propuși de PSD în această campanie pentru parlamentare merită votul buzoienilor. Ne ajută, în primul rând, tot ceea ce a făcut guvernul Ponta în trecut. Ne ajută să ne prezentăm în fața oamenilor cu argumente concrete. Iar ceea ce vom prezenta, planul de guvernare cu termenul până în 2020, nu va părea o poveste fantasmagorică. Venim cu planuri calculate, vorbim pe cifre, nu vorbim povești. Orice măsură trecută în acest plan de guvernare poate fi verificată în cifre. Nu venim cu o poveste frumoasă de adormit copiii și până la urma urmei suntem singurul partid politic care a venit cu un plan de guvernare. N-am auzit până acum pe nimeni care să vină cu ceva concret, să spună oamenilor, să spună lucrurilor pe nume. Ați primit felicitări de la un telespectator că răspundeți celor care sună în direct, dar pentru că se referă la emisiunea de aseară, aș vrea să precizez faptul că și președintele Consiliului Județean a primit telefoane în direct. La un moment dat, așa cum se întâmplă în fiecare emisiune, pentru că sunt foarte multe apeluri și subiectele pe care am vrea să le discutăm și noi sunt și ele multe, în ultimele 10 minute ale emisiunii, de regulă, se opresc apelurile și puteți interveni prin SMS, dar așa cum nici primarul Constantin Toma, nici președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu niciodată nu ne-au cerut să nu primim telefoane în direct, așa nu se întâmplă nici astăzi și sperăm să nu fie astfel de invitați, chiar dacă uneori și dorințele acelor oameni trebuie respectate. În final, care ar fi un mesaj pentru cei care vă urmăresc acum? Aș vrea în primul rând să transmit un mesaj pentru cei tineri, pentru că organizația de tineret, v-am zis, vrea să fie deschisă și să înțeleagă că toți tinerii din Buzău trebuie să înțeleagă faptul că noi, în TSD, suntem o echipă, o echipă care are performanțe și ne dorim să îi avem alături de noi, să contribuie la schimbarea de care România are nevoie, toți cei care doresc să facă primul pas spre acea schimbare. Ne dorim să avem oameni care vor să muncească, care știu ce vor de la viață, oameni cinstiți, oameni onești, care vor să vină să lucreze lângă noi, să înțeleagă că noi, tesediștii, suntem oameni serioși, oameni cinstiți, care vrem să dezvoltăm comunitatea în care trăim și de ce nu să privim și la nivel de țară. Eu vă mulțumesc pentru prezență, felicitări pentru curaj și vă mulțumesc succes și eu în continuare. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi pentru că urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!